Hai, salut și bine v-am găsit la un alt episod de Clash Royale. Astăzi vreau să jucăm la Draft Challenge. Intrăm așa, stați puțin. YouTube. Filmez. Așa, sper să facem minim 3 win-uri ca să iau gold-ul ăsta de aici. Dacă am face 5 ar fi și mai șmecher, am un, nu știu, depinde. Hai să descriem chesturile astea de aici, repede. Oricum nu ne pică legendară. E epică, lol. E bine. Mi-a gata și crown chest-ul. Hai să jucăm. Electrowizu. Balonul. Racheta. Șercașele. Ok, hai să vedem. Filmăm, ok. Hai să băgăm un goblin hat. Băgăm și goblinii. Să văd că o băgă lava hound. Nu știu cum o să iasă. Mă trebuie și electro wizardul. Sincer, e mai ok că i-am dat lava decât să-i dau decât să-i dau ziamul balonul. Bă, Electro Wizard, ne-am apărat foarte bine aici. Nici nu ne-am atins. Și noi l-am atins deja, deci e bine, rău. Hai să băgăm balonul deasupra. Sper tot să dea un hit balonul pe tur. Perfect, ce push. Hai că aici am jucat bine. Ok, hai că am revenit, m-a sunat un prieten și a trebuit să tai partea aia și îmi dăm. În fine. Mi-a dat și el aici damage. Destul de mult, sincer. Hai să dăm marcaj și pregătim zap-ul și dăm și un zap-amu. Perfect. Așa, perfect. Văd că o băga și mini P.E.K.K.A. A jucat bine asta. Ne-a luat și el turnul, asta e. Ei bine, noi mai avem rachetă, îi dau două rachete pe turn și gata. Două rachete și mai ne te mai trebuie cea. Sper să nimerim și furnace-ul. Mamă, perfect! Hai să râdem de el. Hai că se poate, balonule, du-te. Du-te, balonule, du-te. Nu dat deloc pe turn, așa-i. Electro, perfect, l-am dat. Trebuie racheta. Și cred că un ba, nu mai trebuie ceva. Nu-i destul zap. Hai de capul meu, nu-i bine. Hai să dăm zap aici pe tot. Ok, am revenit. Nu știu de ce, dar mă tot sună ăla. Apropo, am câștigat meciul. Salut. Ok. Un meci am câștigat, mai dăm un meci și după cam atât, că nu vreau să filmez foarte mult. Hai, ultimul meci. Să mai joc eu off-camera. Mori. Ce nume are? Mori. Așa. Lightning sau rachetă? Lightning-ul. Electro. Hai. O să vedem ce este. Ioi, ce ne dați. Și golem, și lava. Să începem cu un golem. Frumos aici în spate. Bine că nu i-am dat în felul de gălu. Atunci eram mort.
Nu, deci nu, deja exagerează asta. Cu pușul ăsta, bine. Aici băgăm Inferno Dragon-ul. Dacă ajunge pe tur Inferno Dragon-ul, e clară treaba. Mamă, cât i-am dat până acum. Perfect, rău. Mamă, cât damage. Turnul jos. Perfect. Bine că am băgat Fire Spirit-ul. Sau nu murit, lol. Ok, perfect. Hai, Lumberjack, hai. Dă-i. Of, fogul ăla. Deși întoarce Lumberjack-ul. Atunci o să-l pușăm pe patea asta, cred. Lava nici nu cred că o să folosesc, mai bine folosesc un golem, sincer. Omoară și witch-ul ăla aproape. Nu-mi ia turnul, e clar. Hai că o să mergem să fac și lava deasupra. Să vedeți ce push facem noi aici. Lightning acolo, frumos, așa. Hai, turnul ăla vreau jos. Hai, Inferno Dragon. Sau, e bine. Turnul e jos. Gata, easy. Ok, hai să băgăm asta, Lava Hound-ul. Pregătim și golemul. O să fac un push ca lumea pe el. Așa. Mamă, ce push facem către el. Da, numai el ne-a băgat aici mare graveyard. Noi n-avem ce să-i facem. Ne trebuie lightning aici, cred, sau, ba nu, mușchetiră. Așa, și Inferno Dragon deasupra. Și aici un Ice Golem, Ice Spirit. 15 HP, mamă, hai. Turn în jos, gata, easy. Am câștigat și al doilea match. Ok, cam asta a fost episodul. Noi ne vedem data viitoare, pa!